Guvernul a aprobat ieri un proiect de lege pentru modificarea și completarea legii privind procedura adopției. Estimat să intre în vigoare în cursul anului 2016, adică la 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, noul act normativ va duce practic la scurtarea tuturor etapelor procesului de adopție, declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției. Iată care sunt noutățile. Prin adoptarea acestui proiect, termenul de apel în instanța judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile, iar primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, nu va mai fi necesară citarea părților pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției ca până acum. Adopția va putea fi stabilită și în cazul în care părinții sau rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declarațiile care ar permite declararea ca adoptabil a copilului. De asemenea, atunci când părinții și rudele copilului de până la gradul al 4-lea nu sunt găsite după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurii de protecție specială, vor putea fi demarate procedurile de adopție. Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat. O altă noutate este acordarea unui concediu de acomodare de maximum 90 de zile și a unei indemnizații lunare pe durata încredințării în vederea adopției oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit. Concediul se acordă pentru adopția unui copil cu vârsta mai mare de 2 ani. În plus, valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la 1 an la 2 ani. La 31 decembrie 2014, în Registrul Național pentru Adopții erau înregistrați 4.060 copii adoptabili, din care 3.439 erau eligibili pentru adopție națională, iar restul pentru adopție internațională. De asemenea, 1.714 familii erau atestate pentru adopție națională și alte 52 pentru adopție internațională.